Problemele cu care se confruntă complexul energetic Oltenia sunt cauzate în mare măsură de clasa politică. Aceasta este opinia care îi aparține președintului CNSL Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Acesta a comentat situația companiei energetice cu ocazia ultimei vizite de la Gorj. El este nemulțumit de faptul că nimeni nu își asumă responsabilitatea și există în continuare risipă de bani. Liderul CNS Cartel Alfa este dezamăgit de situația în care se regăsește CEO și a arătat cu degetul spre vinovați. Aici este legată de problema unei incoerențe în deciziile politice și nu numai actualului guvern, dar și a guvernelor precedente. Hosu a mai spus că există în continuare risipă de bani la CEO. Nu-și găsesc decât justificări în a nu-și asuma răspunderile unei bune administrări, cu toate consecințele nefaste, în sensul în care se cheltuiesc bani mulți, se aruncă bani pe fereastră, ca să folosim termenul, și în același timp rezultatele sau eficiența este foarte mică. Hosu a participat la Târgu Jiu la alegerea noului președinte al filialei județene.